Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Lui. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri slava Lui, căci Domnul e mare și vrednic de laudă. Să se veselească cerurile, marea să murmure numele Lui, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Dragi ascultători, CISFM, dragi telespectatori care ne urmăriți la televiziunea catolică Angelus TV, ne pregătim de Sfânta Liturghie de consacrare a altarului și de sfințire a bisericii cu hramul Sfânta Fecioară Maria Îndurerată din Dubrăveni. Celebrant va fi preasfințitul Petru Sescu, episcopul auxiliar al diecezei de Iași. Procesiunea a pornit deja de la casa parohială și se îndreaptă spre biserică. Vă invităm la comuniune de rugăciune. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Lui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul și pacea să fie cu voi toți în Sfânta Biserică a lui Dumnezeu. Și cu Duhul tău. Iubiți frați, ne-am adunat aici cu sufletele pline de bucurie pentru a consacra această nouă biserică prin celebrarea jertfei Domnului. Să luăm parte cu evlavie la această celebrare sfântă, ascultând cu credință cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca întreaga noastră comunitate, renăscută din unicul izvor al botezului și hrănită la aceeași masă, să devină un templu spiritual și, călăuzită de dragostea cerească, să ajungă la unicul altar al Domnului. Preasfințite, comunitatea din Dumbrăveni a luat ființă în noaptea de 28-29 august, fiind acele inundații catastrofale. Imediat de atunci, Părintele Decan Ștefan Erdeș, împreună cu Preasfințitul Emerit Petru Gherghel, cu Părintele Sescu de pioasă memorie și Părintele Cucuteanu, au hotărât să înființeze aici o nouă localitate. Un nucleu de 15 familii s-au stabilit la o lună cam distanță după acele inundații. Au fost și 8 morți și vreo 150 de case sinistrate în totalitate. S-a reușit să se traseze satul. Noi eram anul 4 la seminarul din Iași, am venit și noi și am ajutat. După aceea, treptat, comunitatea a crescut. Până în 1998 a fost administrată de parohia Fundură Crăciuni. Voi fiind la Ciucani, am preluat din 98 și până în 2010, când am început și construcția bisericii și am ghidat această comunitate de la Dumbrăveni. La 1 septembrie 2015 am fost numit de Preasfințitul Petru Gherghel ca paroh al acestei comunități de Dumbrăveni.
Încet, încet am continuat lucrările în paralel, nu doar la biserică, dar și casa parohială, anexa, clopotnița de lângă noi. Și mulțumim lui Dumnezeu, astăzi am reușit să edificăm toate acestea și v-am invitat pentru a sfinți această casă a lui Dumnezeu, această biserică și a consacra altarul. Vă mulțumim pentru prezență. Fraților prea iubiți, acum când consacrăm cu solemnitate acest lăcaș, să-L rugăm cu umilință pe Domnul Dumnezeul nostru să binevoiască a binecuvânta această apă pe care El a creat-o, cu care vor fi stropiți ca semn al pocăinței întregul popor al lui Dumnezeu și în amintirea botezului nostru și cu care vor fi spălați și pereții și noul altar. Domnul să ne ajute cu harul Său, ca ascultători față de Duhul pe care l-am primit, să rămânem credincioși în biserica Sa. Dumnezeule, prin care toată făptura vede lumina vieții, Tu însoțești pe oameni cu atâta iubire, încât nu numai că îi hrănești cu grijă părintească, dar în îndurarea Ta îi cureți de păcate cu roa iubirii Tale și îi aduci necontenit la Hristos capul lor, căci în hotărârea Ta milostivă ai rânduit ca păcătoșii care vor coborî în apele sfinte, înmormântați fiind împreună cu Hristos, să învie într-o nevinovăție și să devină mădurarele Lui și împreună moștenitori ai răsplății veșnice. Te rugăm, sfințește așadar cu binecuvântarea Ta această apă pe care Tu ai creat-o, pentru ca stropindu-ne pe noi și pereții acestei biserici să fie semne mântuitoare prin care spălați întru Hristos, am devenit templul Duhului Tău, iar nouă și tuturor fraților noștri care vor celebra tainele dumnezeiești în această biserică, dăruiește-ne să ajungem în Ierusalimul Ceresc, prin Hristos, Domnul nostru. Prin baia Sfântului Botez, Tu m-ai renăscut la viața cea nouă a copiilor Tăi, dar eu am nesocotit-o prin rătăcirile metle. Stropește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Am păcătuit înaintea cerului și înaintea Ta. Nu mai sunt vrednic să mă număr printre fiii Tăi. Thank you.
Dragi ascultători, dragi telespectatori, are loc acum deschiderea ușii bisericii, elementul clasic al ritului consacrării. Ușa este închisă pentru că biserica nu a fost încă inaugurată sau deschisă celebrării Sfintelor Taine și este deschisă pentru ca biserica locală, intrând prin trânsa, să intre în posesia noului edificiu. Suntem practic în prima parte a riturilor inițiale de consacrare a bisericii, care se articulează în patru părți: riturile introductive, liturgia cuvântului, rugăciunea de consacrare și ungerile și liturgia euharistică. Așadar, în acest moment, iată toți credincioșii, după procesiunea cu preoții și episcopul, intră pentru prima dată în acest mod oficial în biserica din Dumbrăveni. Părintele îndurărilor să fie de față în această casă de rugăciune, iar harul Duhului Sfânt să purifice acest templu al locuirii sale, care suntem noi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și veșnic, revarsă harul tău asupra acestui sfânt lăcaș și dăruiește cu belșugare ajutorul tău acelora care te invocă, pentru ca aici puterea cuvântului tău și a sfintelor taine să întărească inimile tuturor credincioșilor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Pururi să răsune în acest lăcaș cuvântul lui Dumnezeu. El să vă descopere taina lui Hristos și să înfăptuiască mântuirea voastră în biserică. Lectura 1. Citire din Cartea 1 a Regilor. În zilele acelea, Solomon a stat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel, și a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ții alianța și îndurarea față de slujitorii tăi, care umblă înaintea ta din toată inima lor. Căci, într-adevăr, locuiește Dumnezeu pe pământ? Iată, cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu atât mai puțin această casă pe care am construit-o. Întoarce-ți fața spre rugăciunea slujitorului tău și spre cererea lui. Doamne Dumnezeul meu, ca să asculți strigătul și rugăciunea pe care ți-o adresează astăzi slujitorul tău, să fie ochii tăi deschiși spre casa aceasta, noapte și zi, spre locul în care ai zis: acolo va fi numele meu, ca să asculți rugăciunea pe care ți-o va adresa slujitorul tău în locul acesta. Ascultă cererea slujitorului tău și a poporului tău, Israel, când se vor ruga în locul acesta. Ascultă-i din sălașul locuinței tale, din ceruri. Ascultă și iartă. Cuvântul Domnului.
Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Iubiților, apropiați-vă de Domnul, piatra cea vie aruncată de oameni, dar aleasă și prețuită de Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți într-o casă spirituală pentru o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată, pun în Sion o piatră unghiulară, aleasă și prețioasă, și cine crede în ea nu va fi făcut de rușine. Așadar, cinste vouă care credeți, dar celor care nu cred, piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară și piatră de potignire și stâncă pentru cădere, ei se potignesc pentru că nu cred în cuvânt. La aceasta au fost sortiți. Dar voi sunteți un neam ales, o descendență aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu, ca să vestiți faptele mărețe ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Cuvântul Domnului. Iar Iisus a urcat la Ierusalim și a găsit în templu vânzătorii de boi, de oi și de porumbei și pe schimbătorii de bani șezând acolo. Făcând un bici din funii, i-a alungat pe toți din templu, la fel ca și oile și boii. A împrăștiat monedele schimbătorilor de bani și a răsturnat mesele. Iar celor care vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici, nu faceți din casa tatălui meu casă de negustorie. Discipolii lui și-au adus aminte că fusese scris, zelul pentru casa ta mă mistuie. Așadar, l-au întrebat iudeii și i-au zis, ce semn ne arăți că ai dreptul să faci acestea? Iisus le-a răspuns, dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica. Așadar, i-au zis iudeii, acest templu a fost construit în 46 de ani și tu în trei zile îl vei ridica. Însă el vorbea despre templul trupului său. Deci, când a înviat din morți, discipolii lui și-au amintit că a spus aceasta și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl spusese Iisus. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase!
preacucernici părinți, stimate autorități locale, județene și centrale, dragi ascultători ai postului de radio Iercis FM, dragi telespectatori ai postului de televiziune catolică Angelus TV, iubiți frați și surori în Hristos. După 13 ani de sacrificii, de muncă, de renunțări, iată-ne ajunși în această zi binecuvântată în care sfințim Biserica Maica Îndurerată de la Dumbrăveni și consacrăm altarul acestei biserici. Este o bucurie deosebită pentru că după atâția ani de muncă și așteptare a sosit acest moment deosebit aici în Dumbrăveni, un sat nou de după 91, să se înalțe un lăcaș Domnului în care să răsune cuvântul lui Dumnezeu și în care să se celebreze Sfintele Sacramente spre întărirea noastră sufletească și trupească. De aceea este normal, este firesc să ne întrebăm ce este o biserică construită. Și răspunsul cel mai obișnuit are următorul conținut. Este casa lui Dumnezeu. Este locuința lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Dar noi știm că Dumnezeu este infinit. Oare putem noi circumscrie pe un Dumnezeu infinit într-o clădire, fie ea și biserică? Îl putem noi închide aici pe Dumnezeu? Îl putem sechestra, să spunem așa? Iată o întrebare la care trebuie să găsim un răspuns. Și apoi mai știm din Catehism că Dumnezeu este peste tot. O știu și copiii de la prima Sfântă Împărtășanie. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu este pretutindeni, în cer, pe pământ și în tot locul. Și am cântat atât de frumos cu acești copii minunați, atât de și micuți, pregătiți de Părintele Eugen, care cântă atât de frumos la orgă. Toată făptura pe Dumnezeu îl preamărește. Toată făptura cântă lui Dumnezeu și despre slava Lui vorbește. Dar Dumnezeu poate fi găsit și în natură. Dumnezeu poate fi descoperit în răsăritul sau apusul soarelui, în liniștea unei păduri, în ciripitul păsărelelor. Povestește un teolog că a fost întrebat odată de mama sa: tu L-ai văzut pe Dumnezeu vreodată? Și teologul îi răspunde: mamă, aici pe pământ nu avem cum să-L vedem pe Dumnezeu. Dar mama nu se mulțumește cu acest răspuns și continuă: cum tu, care ai atâția ani de preoție, tu care pe deasupra ești și teolog, nu L-ai văzut niciodată pe Dumnezeu? Este o rușine. Mamă, dar bata L-ai văzut? Bineînțeles, răspunde ea. Și se justifică felul următor: din când în când, la apus, norii se așează într-un anumit mod. Eu mă opresc pentru a privi peisajul și Domnul trece mai departe cu poala hainei zâmbind și eu rămân pentru toată săptămâna cu bucuria în inimă. Mirat de acest răspuns dat de mama, teologul își spune: iată, adevăratul teolog este mama, deși este analfabetă. Da, iubiți credincioși, iată, Dumnezeu poate fi descoperit în diferite moduri și nu există contradicție între Dumnezeu care este prezent în mod special în casa sa, în biserică, și Dumnezeu care se descoperă în creație. Și acest răspuns îl aflăm mai clar, mai explicit, în prima lectură care a fost proclamată din Cartea întâi a Regilor, care îl prezintă pe Solomon în ziua consacrării templului din Ierusalim. Și recunoaște el: iată, cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu atât mai puțin această casă pe care am construit-o. Și totuși, Dumnezeu în bunătatea sa, ținând cont de faptul că noi suntem limitați, că suntem slabi, iată, vrea să-L întâlnim mai ușor, să-L găsim mai ușor. Și continuă Solomon: să fie ochii tăi deschiși spre această casă noapte și zi,
spre locul în care ai zis, acolo va fi numele meu. Ascultă rugăciunea slujitorului tău și a poporului tău Israel, când se vor ruga în locul acesta. Iată așadar, iubiți credincioși, cât de bun este Dumnezeu cu noi, pentru că El cel infinit se limitează într-un loc atât de mărginit, care este biserica. Un băiețel care făcea prima sfântă împărtășanie, la un moment dat întreabă pe bunica, bunică ce mergea în fiecare zi la biserică. Și curios îi spune, bunică, dar de ce mergi în fiecare zi la biserică? Merg ca să mă rog, îi spunea foarte senin. Dar noi am învățat la catehism că Dumnezeu este pretutindeni, în cer, pe pământ și în tot locul. Este adevărat? Da, sigur că da, Dumnezeu este pretutindeni. Și este același Dumnezeu? Da, este același Dumnezeu. Și atunci de ce mergi la biserică și nu rămâi acasă? Și bunica înțeleaptă îi spune, dar Dumnezeu este același, dar eu nu sunt aceiași atunci când merg la biserică. Iată ce frumos răspuns, iubiți credincioși, și ce frumos iese în evidență cât de important este ca în comunitățile noastre să avem biserici, să avem un lăcaș de cult în care să-L putem întâlni mai ușor pe Dumnezeu, în care intrând să lăsăm deoparte toate grijile și preocupările noastre și aici cu toată atenția să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne lăsăm formați, să ne lăsăm transformați, să-L primim pe Hristos care coboară pe altar în sufletele noastre, care să ne schimbe viața în bine. De aceea, în a doua lectură, luată din prima scrisoare a Sfântului Apostol Petru, vedem că se vorbește și de o altă biserică care este obligatoriu necesară. Este biserica vie. Hristos, piatra unghiulară, iar noi, pietre vii. Și împreună formăm acest templu viu care este plăcut lui Dumnezeu. Da, dacă ar fi numai o biserică materială fără să fie plină de biserica vie pe care o formați dumneavoastră, dragi credincioși, atunci cu siguranță că nu ne-ar ajuta la nimic. Și Sfântul Augustin spune atât de frumos, vorbind despre această biserică vie, prin credință, oamenii devin material disponibil pentru construcție. Prin botez și predică, pietrele sunt spălate și cioplite, dar numai când sunt unite de caritate, devin cu adevărat casa lui Dumnezeu. Iată așadar, ce trebuie să ne unească pe noi toți care aici în biserică formăm o adevărată familie, familia lui Dumnezeu, iubirea. Aici este Dumnezeu care este iubire și care este izvorul iubirii. De aici noi luăm iubire în sufletele noastre pentru ca ieșind din biserică să-i putem iubi, să-i putem sluji pe semenii noștri, chiar și pe cei care nu ne vor binele. Fără iubire, casa lui Dumnezeu, cum spunea Evanghelia pe care a fost proclamată puțin mai înainte, devine o casă de negustorie. Sau poate mai rău, cum spunea în Vechiul Testament profetul, o adevărată peșteră de tâlhari. Și am văzut că Iisus a iubit templu, dar când l-a văzut transformat într-o casă de negustorie, în mod simbolic a pus mâna pe un bici și a făcut ordine. Iată, în biserică trebuie să venim cu sufletele curate, cu sufletele doritoare de a asculta cuvântul lui Dumnezeu și gata să trăim porunca iubirii. Iisus a iubit templu și s-a identificat cu templu. Ați auzit ce frumos spunea Evanghelia? Dărâmați acest templu și în 3 zile îl voi ridica. Iar apostolul Ioan, care a meditat toată viața la cuvintele lui Iisus, a spus, el vorbea despre templul trupului său. Da, în măsura în care noi suntem și ne lăsăm transformați de iubirea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, cum spune apostolul Paul atât de frumos, devine un alt templu, este cel mai frumos templu ridicat în cinstea lui Dumnezeu. Și să vedem acum la ce folosește biserica pe care dumneavoastră cu atâta trudă ați ridicat-o. În primul rând, biserica cu
cu ușile deschise, este gata să primească pe oricine vine în ea. Da. Cine părăsește și casa și calcă pragul bisericii, lasă deoparte propriile preocupări care îl disipă, pentru ca împreună cu ceilalți să construiască poporul lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. Aici, Hristos, bunul păstor, ne cheamă, ne știe pe fiecare pe nume și vrea ca noi să devenim cu adevărat frați. Iisus ne spune, eu și Tatăl una suntem. Astfel Iisus face apel la unitate și voi cu Tatăl și cu mine trebuie să fiți una, ca o mare familie, în care dincolo de orice diferență să se respire aceeași credință și să se trăiască aceeași iubire. În al doilea rând, biserica este pentru ca după ce ne-am lăsat formați, transformați, pătruși de cuvântul lui Dumnezeu, să fim trimiși în misiune. Întrebam odată pe cineva, ce-ți place mai mult ție la Sfânta Liturghie? Și fiind un bărbat care nu prea mergea cu plăcere la biserică, îmi spune sincer, bineînțeles, sincer, cel mai mult îmi place când preotul spune, liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Sigur, i-am spus, poate crezi că atunci când preotul spune aceste cuvinte, înseamnă că s-a terminat și ești liber să-ți vezi de viața ta, dar nu e adevărat. Când biserica spune aceste cuvinte, Hristos, prin slujitorul sacru, te trimite în misiune așa cum a trimis pe cei 12 apostoli. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toată făptura. Iată așadar, după ce noi ne-am lăsat luminați de cuvântul lui Dumnezeu, după ce ne-am întărit sufletele cu hrana, care este pâinea vieții, Sfânta Împărtășanie, ieșim din biserică pentru ca să-L mărturisim prin viața noastră și dacă este nevoie și prin cuvintele noastre, că Dumnezeu există, că Dumnezeu lucrează prin noi. În sfârșit, un alt scop al bisericii este de a ne arăta că noi trebuie să trecem dincolo de cele văzute, de spațiu și timp. Și la aceasta ne ajută turnurile bisericilor noastre, care, vedeți, sunt ca o săgeată, care parcă ne îndreaptă privirea spre sus, spre Dumnezeu. În timpul pascal, ce frumos se spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus. Din păcate, speranțele multor oameni se termină în fața morții. Dar, slavă Domnului că noi creștinii trecem dincolo de moarte. Hristos a venit pentru ca noi să avem viață și să avem viață pe deplin. Iată, ce frumos este atunci când ne urăm cu ocazia împlinirii anilor, ani mulți, ani de viață, să adăugăm și să ai viață, să dai viață anilor tăi. Nu-i suficient să trăiești ani mulți, dar viața pe care o trăiești să fie cu adevărat trăită, să fie pătrusă de speranță și de lumină de care lumea din jurul nostru are atât de mare nevoie. Iată așadar, iubiți credincioși, de ce această comunitate, împreună cu Părintele Paroc, cu eforturi, cu sacrificii, cu inimă mare, au construit această biserică, pentru ca noi să-L întâlnim mai ușor pe Dumnezeu, pentru ca noi să devenim mai buni, pentru ca noi să știm să iertăm, să știm să ne ajutăm unii pe alții. Iată de ce comunitățile noastre nu pot trăi fără biserică. Și închei cu un lucru care m-a impresionat foarte mult. E vorba de Polonia. Era în anul 1949 și în estul Cracoviei s-a construit cea mai mare siderurgie din acea vreme, cu numele de Lenin, care a fost inaugurată în 1954. Au fost chemați foarte mulți muncitori și comuniștii de atunci voiau să facă un oraș fără Dumnezeu, un oraș muncitoresc fără biserică, numai că s-au înșelat. Acei oameni credincioși, motivați, au înfipt o cruce și acolo se adunau pentru a se ruga, chiar dacă era și minus 25 de grade afară. A fost nevoie de 10 ani pentru ca să obțină autorizația pentru acea biserică, dar autoritățile au poruncit ca nimeni
să nu vândă materiale de construcție, ca să nu aibă cu ce construi. Și atunci s-au mobilizat întreaga Polonie și prin poștă au venit materialele necesare pentru construirea acelei biserici renumite de la Nova Huta, care se poate vedea și astăzi și este o mărturie a curajului creștinilor, care nu pot trăi fără Dumnezeu, nu pot trăi fără biserici. Chiar și Papa Paul al VI-lea, Sfântul Papă, a trimis o piatră din Bazilica Sfântul Petru, iar din Statele Unite a ajuns o piatră purtată de cosmonauți de pe lună, care a devenit tabernacolul acelei biserici. Da, iubiți credincioși, iată, biserica este și un semn al unității. Oamenii se unesc pentru a face un lucru deosebit, extraordinar, drept recunoștință pentru Dumnezeu, care se întoarce cu binecuvântare asupra lor. Rugăm astăzi pe Dumnezeu, care a promis că niciun pahar cu apă proaspătă dat unui însetat nu va trece nerăsplătit, să răsplătească cu vârf și îndesat pe toți aceia care s-au ostenit pentru ridicarea acestui lăcaș, iar dumneavoastră, dragi credincioși, biserică vie, umpleți biserica, veniți aici și bucurați-vă de binecuvântările pe care Dumnezeu este gata să le reverse asupra tuturor acelora care calcă pragul acestei biserici. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, puternicul, creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creiat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților, să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu cel atotputernic, care transformă inimile credincioșilor în templul său spiritual, iar rugăciunile noastre să fie însoțite de mijlocirea fraternă a sfinților. Doamne, Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Maria lui Dumnezeu, roagă-te pe
Ascultă-ne, Doamne, rugăciunea prin mijlocirea fericite Fecioare Maria și a tuturor sfinților și fă ca acest lăcaș consacrat numelui Tău să fie casa harului și a mântuirii, unde poporul creștin se adună ca să Te adore în duh și adevăr și să sporească în iubire prin Hristos, Domnul nostru. Urmează depunerea relicviilor în altarul pe care se va celebra Sfânta Liturghie. Dragi ascultători, CISFM, dragi telespectatori care ne urmăriți la televiziunea catolică Angelus TV, suntem în partea a treia din ritualul consacrării altarului și sfințirii bisericii. După cântarea litaniei sfinților, iată, are loc acum așezarea relicvelor în cadrul ritului de consacrare a bisericii. Depunerea relicvelor martirilor sub altar reprezintă, după celebrarea Euharistiei, elementul cel mai antic. Normele introductive. Dumnezeule, Sfințitorul și Cârmuitorul bisericii Tale, se cuvine să celebrăm numele Tău cu cântare sărbătorească, pentru că astăzi mulțimea credincioșilor vrea să-ți consacre pentru totdeauna, printr-un rit solemn, această casă de rugăciune, în care ți se închină cu evlavie și în care este instruită de cuvântul Tău și hrănită cu sfintele taine. Acest lăcaș întruchipează taina bisericii pe care Hristos a sfințit-o cu sângele Său, ca să și-o prezinte sieși ca o mireasă glorioasă, Fecioară care și-a păstrat neatinsă fidelitatea și Maică rodnică prin puterea Duhului Sfânt. Biserică Sfântă, via aleasă a Domnului, care umple tot pământul cu ramurile sale și, strângându-se de lemnul crucii, își înalță mlădițele spre împărăția cerurilor. Biserica fericită, cortul lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, templu sfânt zidit din pietre vii, așezat pe temerii apostolilor, avându-L ca piatră unghiulară pe Domnul nostru Iisus Hristos. Biserică glorioasă, cetatea înălțată pe vârful muntelui, care tuturor se arată luminoasă, unde strălucește făclia veșnică a mielului și răsună cântarea de recunoștință a fericiților. Așadar, Doamne, Te rugăm cu umilință, binevoiește a revărsat din ceruri sfințenia Ta peste această biserică și peste acest altar, ca să dăinuie pururi lăcașul sfânt, iar masa să fie mereu pregătită pentru jertfa lui Hristos. Aici, apa harului dumnezeiesc să acopere păcatele oamenilor, pentru ca fiii Tăi, Părinte, morți pentru păcat, să trăiască și să se renască la viața cerească. Aici, credincioșii Tăi, stând în jurul mesei altarului, să celebreze memorialul Paștelui și să fie hrăniți la masa cuvântului și a trupului lui Hristos. Aici să răsune ca o jertfă plăcută de laudă glasul oamenilor la oaltă cu corurile de îngeri, și să se ridice necontenit spre Tine
rugăciunea pentru mântuirea lumii întregi. Aici, săracii să afle milostivire, cei asupriți să dobândească adevărata libertate și toți oamenii să fie înveșmântați în demnitatea de fii ai tăi, până ce vor ajunge tresăltând de bucurie în Ierusalimul Ceresc. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Sfințească Domnul cu puterea sa altarul și lăcașul pe care le ungem acum cu slujirea noastră, ca ele să exprime prin semn văzut taina lui Hristos și a Bisericii. Dragi ascultători, dragi telespectatori, după așezarea relicvelor a urmat rugăciunea de consacrare, iar acum are loc ungerea altarului și imediat după va avea loc ungerea pereților. În acest altar de la Dumbrăveni au fost așezate relicvele Sfântului Anton de Padova, Sfântului Ioan Calabria, fericitului Anton Durcovici, fericitului Vladimir Ghica și fericitei Veronica Antal.
ca fumul de tămâie să se înalțe spre Tine, Doamne, rugăciunea noastră, și așa cum acest lăcaș se umple de miresme plăcute, tot astfel biserica Ta să răspândească mireasma lui Hristos. Iată, acum are loc tămâierea altarului și a bisericii, iar cuvintele episcopului arată că sensul ritului se poate înțelege din perspectivă culturală. Simbolul parfumului jertfei, a rugăciunii care se ridică către Dumnezeu, dar și cristologică și eclezială. Biserica Ta să răspundească mireasma lui Hristos. Thank you.
așa să lumineze lumina lui Hristos în biserică, încât toate popoarele să ajungă la cunoașterea deplină a adevărului. Iată, a avut loc acum iluminarea altarului și a bisericii și se încheie astfel partea a treia din ritualul consfințirii altarului și sfințirii bisericii. Urmează partea a patra, care este liturgia euharistică și, bineînțeles, începe cu ofertoriul, oferirea darurilor. Vă reamintim, dragi ascultători, dragi telespectatori, transmitem Sfânta Liturghie în direct de la Dumbrăveni, de consfințirea altarului și sfințirea bisericii cu hramul Sfânta Fecioară Maria Îndurerată. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, cu bunăvoință darurile bisericii în sărbătoare, pentru ca poporul Tău, adunându-se în acest sfânt lăcaș, să dobândească prin aceste taine mântuirea veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău.
să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Închinăm așadar cu bucurie Maiestății tale această casă de rugăciune construită prin muncă omenească. Aici este întruchipat misterul adevăratului templu și este prevestită imaginea Ierusalimului Ceresc. Căci din trupul Fiului Tău, născut din Maria Fecioară, ai făcut un templu închinat ție, în care să locuiască plinătatea Dumnezeirii. Dar ai orânduit Sfânta Biserică, asemenea unei cetăți construite pe temelia apostolilor, piatra din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos, dar ea trebuie zidită din pietre prețioase, însuflețite de Duhul Sfânt, unite între ele prin iubire, în care pentru toată veșnicia tu vei fi totul în toate și va străluci nestinsă lumina lui Hristos. Prin El te mărturisim, Doamne, împreună cu toți îngerii și sfinții, cântând cu bucurie. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească, împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu episcopul de față Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta, care ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile familiei tale care îți dedică această biserică, ca să fie casa mântuirii și lăcasul sacramentului ceresc. Aici să răsune Evanghelia păcii și să se celebreze sfintele tale taine, pentru ca noi, credincioșii tăi, pelerini prin această lume vremelnică, conduși de cuvântul vieții și de harul dumnezeiesc, să putem ajunge la Ierusalimul cel veșnic, în care îi vei aduna la tine, Părinte milostiv, pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată a tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Uniți în același Duh Sfânt, să ne rugăm Tatălui Ceresc, așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia ta, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Tu, cea care este împărăția și puterea și slava
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește, ai dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Să ne oferim un semn de pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Oh.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să sporești adevărul Tău în cugetele noastre prin aceste sfinte taine pe care le-am primit, ca să Te adorăm purul în lăcașul Tău sfânt și să ajungem să ne bucurăm împreună cu toți sfinții de vederea feței Tale prin Hristos, Domnul nostru. Privind consacrarea altarului și sfințirea Bisericii Sfânta Fecioară Maria Îndurerată din Dumbrăveni. În conformitate cu normele canonice, după ce au fost terminate toate lucrările de construire, restaurare și așezare a altarului, în Biserica Sfânta Fecioară Maria Îndurerată din Dumbrăveni, Decanatul de Bacău Sud, Dieceza de Iași, la cererea parohului locului, Părintele Iulian Pascaru și a Consiliului Pastoral Parohial, ținând cont de dorința manifestată de credincioșii acestei comunități, fiind respectate toate normele cu privire la consacrarea altarelor și sfințirea bisericilor, în prezența unui mare număr de preoți și credincioși, în anul Domnului 2023, în ziua de 16 a lunii septembrie, am consacrat cu solemnitate altarul și am sfințit Biserica Sfânta Fecioară Maria Îndurerată din Dumbrăveni. În masa altarului au fost așezate relicvele sfinților Anton de Padova și Ioan Calabria, precum și ale fericiților Anton Durcovici, Vladimir Ghica și Veronica Antal. Prin acest act și prin această celebrare, vrem să aducem slavă lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său în Duhul Sfânt și să arătăm tuturor credincioșilor noștri, vii și răposați, un semn de recunoștință și respect. Părintelui Iulian Pascaru, care a muncit la ridicarea și înfrumusețarea acestui lăcaș, așezat sub patronajul Sfintei Fecioare Maria Îndurerată, specialiștilor și tuturor susținătorilor acestui proiect, pentru munca depusă și opera realizată, aduce mulțumirea plină de iubire și însoțită de binecuvântarea noastră. Implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toți cei care s-au ostenit în opera de construire și înfrumusețare a bisericii, precum și pentru toți credincioșii parohiei Sfânta Fecioară Maria Îndurerată din Dumbrăveni, dat la Iași în ziua de 16 septembrie 2023, semnează Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași. Un cuvânt de mulțumire și din partea mea ca paroh al acestei comunități. Astăzi, preasfințite, am scris istoria aici la Dumbrăveni. Prin mâinile excelenței voastre s-a sfințit biserica și s-a consacrat altarul acestei comunități. Vă mulțumim! Mulțumim măicuței noastre cerești că ne-a răbdat să trăim și acest eveniment. Mulțumirile noastre se îndreaptă și spre cei care... Sunt un pic emoționat... Pe cei care l-au făcut posibil. Primul rând, l-amintesc pe fratele meu, inginerul Felician Pascaru, care mi-a făcut proiectele pentru și logistica pentru tot ce a însemnat pe parcursul lucrărilor biserică, anexă, casă, clopotniță și toate celelalte. Lui Nea Martin, feciorul de biserică, cel care a condus lucrările de execuție și mâinii sale drepte Ioșca, clopotarul. Mult ne-a ajutat Mihai Bălan cu firma sa Bamirom. Nici contribuția lui Marin Polcovnicu și a echipei sale nu poate fi neglijată. Nu putem să nu-i amintim pe cei din Consiliul Local Răcăciuni, în frunte cu domnul primar Cheța Lucian, autoritățile județene, domnul deputat, domnul subprefect de Bacău, care sunt și ei prezenți astăzi la sărbătoarea noastră. În Biserica Nou Sfințită remarcăm altarul și prezbiteriul
lucrate cu maestrie de Petre Moise, originar de aici din Dumrăveni, la Roma astăzi, care ne-a ajutat mult cu multă miere pe care am putut-o valorifica pe la Roma și prin părintele Isidor Iacovici. Putea să fie și el, dar așa ceru scuze că nu poate ajunge. Picturile de pe tavan sunt executate de pictorul băcăuan Cristian Cojocaru, stucatura și zugrăveala acestei biserici în interior de fratele său Ionuț Cojocaru, ceramica din paradoxială e donația domnului Rufo Giuseppe, un prieten de-al meu italian de la Coloniala dei Coli, 18 paleți de ceramică pe care stați le-a trimis de la Verona pe un tir, numai transportul a fost de 3.000 de euro, ca să nu mai spunem plata ca atare, pe care a fost o donație pentru biserică. Clopotele le-am procurat de la Odorheiu Secuiesc, o firmă maghiară de acolo ne le-a realizat. Băncile le-a lucrat firma domnului Remus Cimpoieșu din Traian. Ar mai fi multe de scos în evidență, mă opresc aici, însă amintesc totuși Consiliul Local Rădăcini, care ne-a dat acoperișurile pentru biserică, casă, anexă și clopotniță. Toate au fost oferite de Consiliul Local Rădăcini, o donație deloc neglijabilă. Mulțumiri comunității și celor de aici și alții din alte comunități, știuți sau neștiuți, care ne-au ajutat mult în muncă, dar și hărnicuțelor albine care au făcut prin efortul lor ca această biserică să fie mai dulce. Totodată îi mulțumim părintelui Eugen Budău pentru sutele de copii pe care i-a format în munca aceasta de organiști și mai ales că iată și din comunitatea noastră câțiva au îmbrățișat cu plăcere această dorință de a cânta Domnului și prin instrumente. Mulțumindu-vă tuturor pentru participare la sărbătoare și preoților și celor care ați venit mai de departe sau mai de aproape, îl rugăm pe Preasfințitul să vă ofere binecuvântarea sa finală. Vă mulțumesc! Iisus Hristos, Preasfințite Petru, Preasfinția voastră, cinstiți preoți, domnule deputat, domnule prefect, emoțiile își spun cuvântul, așa cum și Părintele Paroh le-a exprimat. Vreau să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns astăzi iar să sfințim și să consacrăm încă un altar aici, în comunitatea din Rădăcini, și vreau să mulțumesc în primul rând comunității din Dumrăveni, celor 136 de familii care, din puținul lor, au donat și au făcut sacrificii ca această biserică să fie realizată. Nu vreau să îl uităm și pe Părintele Paroh, Părintele Iulian Pascaru, care, prin sârguința lui și devotamentul lui, a stat și a păstorit această comunitate și nu numai, și o păstorește și o va păstori în continuare, în comunitatea noastră de Rădăcini. Cu permisiunea dumneavoastră, Preasfințite, aș vrea să ofer o distinție părintelui preot Iulian Pascaru, dacă puteți să înaintați un pic, părinte. Așa, o distinție din partea primăriei Comunei Rădăcini, a Consiliului Local Rădăcini și a comunității aici prezente. Se acordă distinția oameni de valoare pentru Comuna Rădăcini, domnului preot Iulian Pascaru, pentru aportul adus în dezvoltarea și promovarea comunei. Cu deosebită considerație, primarul Comunei Rădăcini, Lucian Cheța. Felicitări, ani de viață! Ne bucurăm când oamenii de valoare sunt respectați, sunt prețuiți. S-a mulțumit atât de frumos, eu vă felicit din toată inima pentru curajul pe care l-ați avut acum 13 ani de a începe așa o lucrare pentru care mulți cred că dădeau din cap și spuneau, oare când se va sfârși? Iată cum Dumnezeu se folosește de puținul nostru, dar de iubirea noastră cea mare și o binecuvântează și o face să aducă roade atât de frumoase. M-am bucurat pentru că am fost deseori în această comunitate, mă simt așa legat de aceste locuri unde am venit de multe ori, la Sfinte Liturghii, la misiuni, și vreau să amintesc un fapt foarte important. Când s-a început această lucrare și era vorba de turnat beton, am înțeles de la Părintele Paroh că au fost câțiva copii care au luat vaca de la bunica și cu căruța,
găsind niște peturi, s-au dus la pârâu și au adus apă, 300 de litri de apă, ca să ajute și ei în felul lor. Au trecut ani și iată, acum vedem alți copii, tot la fel cu inimă mare, care știu să dea din timpul lor, care susținuți de familie, l-au preamărit pe Dumnezeu atât de frumos, sub dirijarea părintelui Eugen Budău, care îi mulțumesc din suflet pentru această operă minunată pe care o dezvoltă în dieceza noastră. Cine cântă, se roagă de două ori, iată, l-am preamărit pe Dumnezeu cu ajutorul vostru, dragi copii. Felicitări din toată inima și vouă! Și Dumnezeu să vă mențină așa statornici, să realizați lucruri frumoase, iată, de aici, de la Dumbrăveni, pot ieși talente frumoase, care să-L preamărească pe Dumnezeu și să aducă bucurie și cinste familiei și satului. Între aceste două grupe de copii, sigur, sunt toți cei care Dumnezeu știe mai bine și iar la fel știu de aici din sat, oameni simpli, care trăiesc în condiții și aproape la limită, au știut să aibă inimă mare. Nu le spunem numele pentru că Dumnezeu îi cunoaște și Dumnezeu îi răsplătește așa cum ei au făcut-o discret, la fel, Dumnezeu să-i aibă în pază și pe toți cei care sunt aproape de Biserica lui Hristos. Părintele și încheie cu asta, spunea că au fost acele albinuțe harnice care au muncit, adevărat, albinuțele au muncit, dar trebuie și ele ajutate, trebuie și ele coordonate, așa că Părintele Iulian, cu toată dăruirea de dimineață și până târziu, iată, cu munca lui fizică și cu coordonarea lui, a reușit să facă aceste lucruri și nu numai el, pentru că și sora de la parohie a susținut aceste lucrări care, iată, merită să fie evidențiate ce au putut să facă aceste albine dacă au fost frumos îngrijite și astăzi vedem cât de minunat este Dumnezeu care realizează lucruri frumoase nu numai în stup, dar și în comunitățile noastre și în toată dieceza. Implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu ca Domnul să binecuvânteze însutit aici pe pământ pe cei care susțin biserica, iar dincolo cu viața cea veșnică. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în viață. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Dumnezeu, stăpânul cerului și al pământului, care v-a adunat astăzi pentru a celebra dedicarea acestui lăcaș, să reverse asupra voastră belșug de binecuvântare cerească. Amin. El care a voit să-i adune în Fiul Său pe toți fiii rătăciți, să vă dea harul să fiți templul Său și locuința Duhului Sfânt. Amin. Dumnezeu să vă curețe de păcate, ca să poată locui în voi și să domniți moștenirea fericită împreună cu toți Sfinții Lui. Amin. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Sfânta Liturghie s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim.